Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați luat țeapă vreodată în Grecia? Eu mi-am luat. Știi, și din vina mea a fost. Păi eram la o cârciumă și a venit un chelner, mâncam. Și a venit un chelner și am dat comanda și a zis că aș vrea și un peștic. Ce peștic ai? Am zis, a zis, nu știu, o țipura. Bine, hai, dorada, adică. Da. Da, zice, cam si. Vino să vezi. Lasă, zic, cam încredere. Cât? Zice, 1.5 kilo. În mintea mea, 1.5 kilo înseamnă o jumătate de kilogram. Uh-huh. Și zic, ce are, mă, o dorada de 500 de grame? Care-i șmecherea? A, dă-n coace. Cam si face. Nu mă las arc, prietene, hai. Filimu, adu peștele. Și a adus un... o doradă de 1.5 kg. Da, cât masa. Dar nu vreau să cred, înțelegi, 1.5 kilo. 1.5 kilo, asta a fost, m-a costat, cred că vreo 60 de euro, peștele ăla. E o cârciumă, atunci. E o cârciumă foarte faină în Salonic, unde de câte ori trec pe acolo opresc, dar de fiecare dată. Așa, să-mi zici și mie. Se mănâncă absolut excepțional, absolut excepțional. Și știind lucrul ăsta, când am mai ajuns în Salonic, am oprit la cârciuma respectivă, unde am luat de toate, că știam că-s bune. Bă, da, chiar de toate, adică multe. Da. Schimbaseră bucătarul și ce aveam pe masă nu mai avea nicio legătură cu ce știam noi. Da. Dar nu, e cel mai urât lucru. Da. Nici nu poți să spui, adică nu poți să spui că asta e țeapa. Adică țeapa e cineva ți-o face intenționat. Așa, nu știu la câți au făcut-o intenționat. Dar tot țeapă s-a numit. Că am luat mult. Crede-mă că ne-a costat mult. Păcălit, și... Așa e. Și nici pe mine atunci. Adică nu pot să spun că e intenționat. Omul săracul, el m-a chemat să mă uit. Eu n-am vrut, dar el nu... Adică engleza pe care vorbea, el avea alt înțeles decât engleza... Da, engleza ta. Da, asta a fost, da. Dar sunt, am citit recent că doi americani în vacanță Mykonos. Mykonos, eu n-am fost în Mykonos, înțeleg că este scump. Pe clubăreală, pe bogăție, pe scumpete, pe... Da, e pe petrecere și e foarte scump. Bun. Dar asta este exagerată. Deci citesc așa: doi americani, vacanță Mykonos, au avut de plată o notă de 860 de dolari la o cârciumă de plajă. Cârciuma, să zicem și numele, important, Deca Oyster. Da, nu mergeți la Deca Oyster. De pe plaja Platis Gialos. Au consumat, deci fii atent, 860 de dolari. Am zis, bă, au rupt. Nu. Două mojito. Mojito, da, sunt niște băuturi de-astea cu rom cubane și zahăr. Și apă minerală, cred. 4 picioare de crab. Așa. Și o salată grecească, mă. Și la ce i-a făcut? La mojito? Cum se i-a făcut mojito în Grecia? Asta a fost. Americanul a venit, a cerut mojito, le-au adus băuturi de 107 dolari paharul. Îi spun că ospătarii le-au adus altceva decât comandaseră. Aici au supărat. 107 dolari paharul. Meniul făcea să pară că e 40 de dolari pentru un picior de crab, scrie publicația Ziare.com, dar în realitate era 40 de dolari pentru un grabaj minim de pe picior de crab, necesar pentru a plasa o comandă. Deci îți bagi picioarele în el de crab, pentru doar o literă diferență primea o saramură de crab. Foarte bună la noi. Ce mi-e crabul, ce mi-e crapul. Dar după aia m-am apucat să mă documentez și am intrat să văd cine sunt ăștia, Deca Oyster, nu știu ce. Băi, este fabulos. Deci pe TripAdvisor sunt sute de review-uri nasoale, păcăleale, țepari, nu știu ce. Inclusiv TripAdvisor are avertizare. La restaurantul respectiv are avertizare. Atenție, sunt multe review-uri care spun că e nasol și e nu știu ce, și mai bine verificați atent ce se întâmplă. Păi da, dacă nu te uiți și ajungi acolo, nu știi. Trucul, da. Iar trucul pe care par să-l folosească șmecherii este următorul. Vin și insistă chelnerul, îți aduc ceva de băut, îți aduc un cocktail, îți aduc și tu ești pe o mută de vacanță, cât poate să fie, că peste tot e atâta, e și acolo și îți aduce mojito de 100 de dolari. Și aparent au un meniu în care sunt alte prețuri și îți flutură meniul ăla și după care când ceri să te superi și ceri meniu, îți aduc meniul cu prețurile corecte și na, mai demonstrează că nu stă nimeni să facă poză. Dar vezi că și pe Google, dacă, ca să nu te duci până pe TripAdvisor, are nota 2,1 din 1800 de vot. De ce, da, clar, exact. Mamă, e nenoroc. Eu nu calc în cârciumă care are sub 4. Și eu la fel, da, sub 4 e nasol de tot. Și hai că înaintea cu ani de zile trebuia să faci puțin cercetare, da, de ca, adică eu intram pe TripAdvisor, nu numai că intram pe TripAdvisor, intram pe TripAdvisor din țara respectivă, adică dacă mă duceam în Italia, căutam pe TripAdvisor Italia, unde scriau italienii recenziile, știi, ca să fiu sigur că se mănâncă bine, da. Da, așa. Acum ai la foarte mare îndemână asta cu Google-ul. Ai scris numere, cât te oprești din fața cârciumii, dacă nu, să zicem că nu ești ca noi gurmand. Păi mergi pe asta să se face foame. Te oprești în fața cârciumii, scrii numele restaurantului și vezi ce zici acolo. Da. Dacă e bine sau nu. Cel mai bine. Cred că nu mai merge să pleci undeva să nu te uiți în meniu sau să fii prudent să vezi câteva review-uri. Mai ales la prețurile de acum, este foarte, foarte nasol. Țepele sunt foarte dureroase. Da.
Vreți, ați luat, ce țepe ați luat? Nu numai de mâncare. Poate ați luat țepe și cu mașini și, și asta cu mâncarea trece, rămâne o poveste amuzantă. Ai plătit odată mai mult, sigur, uneori foarte mult. Dar sunt oameni care au fost țepuiți cu achiziții nasoale, cu case, au cumpărat case și apartamente și au pierdut banii. 0372069599. Vreți să vorbim sincer, pe față așa, să ne împărtășim experiențele de țepele pe care le-am luat în viață la un moment dat, fie într-o cârciumă, fie într-o achiziție, fie cumva într-o afacere, la un loc de muncă. Ce țepe ați luat, prieteni? 0372 069599. Dacă aveți o poveste pe care vreți să o împărtășiți cu noi, vă așteptăm la telefon. Undeva pe la 10 seara cu niște prieteni căutam ceva de mâncare, ne era foame rău, rău, rău de tot și acolo nu prea găsești. Nu prea ai opțiuni la ora aia. La ce oră? La ora 10 seara. Nu știi tu unde da, nu, nu eram în zona potrivită, corect. Și am găsit singura cârciumă care a decis să ne dea ceva de mâncare. Am intrat și au adus niște antreuri, așa, pentru 2-3. Și ăștia au zis, hai, luați de la noi. Zic, nu, 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 am comandat mâncarea, așteptăm să vină mâncarea. Și peste 45 de minute a venit patronul și a zis, îmi pare rău, puteți face absolut orice, a fugit bucătarul. N-am ce să vă dau de mâncare. Totul e din partea casei, băutură ce vreți. Da, deci n-am luat apă cu bani, dar n-am mai mâncat în seara aia. Da. Ce mișto e asta. A fost urâtă chestia asta, măcar am băut ceva gratis. Ciprian, bună dimineața. Salut, Cipriene. Bună dimineața, băieții. Să trăiești, ia. Dacă vorbim de țepe, mi-aduc aminte ultima țeapă care am luat-o. Da. O valoare de 8.000 de lei. Aoleu. Niște uși de interior. Așa. Le-am plătit integral și la revedere. No, da. Dar cui le-ai plătit? Adică un nene oarecare? La o cunoștință. La o cunoștință. Acum cât timp? Dar, sunt vreo 2-3 ani. Și ai mai vorbit cu el? Ai mai căutat? Măi, nene, ce mai faci? Acum să nu. El nu zice că nu mi-i dă. E foarte... El e foarte zen. M-am cam resemnat și eu. Dar... Ceapa cea mai mare pe care o știu, așa între ghilimele, eu lucrez în construcție. Da. Material de construcție. Intru foarte mult în contact cu constructorii și clienții finali. N-aveți idei ce țepe se dau la casele care sunt puse la vânzare sau meseriașii care lucrează pentru clientul final. În sensul că sunt făcute prost sau cu alte materiale decât scrie acolo? Nu neapărat cu alte materiale, dar sunt foarte prost. Foarte, foarte, foarte prost. Dacă tot este de actualitate cu tremurul din, din Turcia... Și eu mă gândesc cu groază ce o să fie. Da, mulțumim, Ciprian. Adrian, bună dimineața. Salut, Adi. Salut. Salut, salut, sunt Adrian Cluj. O țeapă în drum spre Grecia, în Macedonia de Nord, la ultima benzinărie. Da. Am alimentat și în momentul... Când trebuia să mergi să plătești, nu te lăsa să lași mașina la pompă, zicea, e foarte aglomerat, du-te, parchează-te și mergeai, plăteai și observai că plăteai dublu litrilor de motorină cât îl băgase. De ce? Mi-am dat seama rapid, m-am dus înapoi și a fost foarte tare pentru că am explicat, m-am băgat 40 de litri, am băgat numai 20. Mi-au dat 20 de euro, îmi cer scuze și au cerut scuze, s-au scuzat foarte rapid. Și m-au expediat rapid de acolo pentru că erau alții situații. Ce ești, Napani? Unde asta? În Macedonia? Da, Macedonia de Nord, la ultima benzinărie, înainte de a intra în Grecia. Ce ești, Napani? Business, îți dai seama că știau despre ce e vorba. Da. Despre ce vorbim. 0372069599. Daniel, bună dimineața. Salut, Daniel. Bună dimineața. Ia-ți. Vreau să spun că acum 15 ani lucram la un dealer GSM, deci cunoșteam extrem de bine telefoane și tot ce ține de ele. Într-o seară când închideam magazinul, mă abordează un cetățean de etnie romă că vrea să-mi vândă un Nokia N73. Un telefon foarte scump în acea perioadă, cât salariul meu. Da. Și eu am zis că nu mă interesează, după care mi-a zis că mi-l dă la 200 de lei, era ceva gen un sfert de preț. Deja am devenit interesat, l-am rugat să-mi dea telefonul, am verificat absolut tot, am băgat cartela că funcționează, toate bunele și frumoase. Și am zis, tocmai ca să nu iau o țeapă, apropo, am uitat să zic, telefonul scosese dintr-o husă. Da. Am zis că rămân cu telefonul în buzunar, mă duc direct, scot banii ca să nu mai existe alt risc. M-am dus la bancomat, am scos banii, le-am dat, zic la revedere. Și acum începe țeapa. A venit, stai puțin, stai puțin, păi ce faci, ce faci? Zic, ce anume? Păi ne-am zis 230 de lei. Zic, nu, am zis 200. Nu, am zis 230 și venea să-mi dea banii înapoi, să-mi bage în buzunar, îmi dăm telefonul înapoi, nu trebuie, am zis 230. Mi-a băgat banii în buzunar, am fost obligat să-i dau telefonul. Zic, băi, ăsta glumește cu mine? Și până la urmă am stat și zic, stai mă, pentru 30 de lei, zic, stai un pic că-ți mai dau 30 de lei. Și ți-a schimbat telefonul. 30 de lei,
mi-a băgat telefonul repede, aia, vezi, vezi să nu te vadă nimeni, că de bea l-am luat acum, să nu scoți până ajungi acasă, tot în husă fiind telefonul. Evident, când am ajuns acasă, în husă era Dita mai macheta de telefon. Am fost extrem de atent până am avut telefonul în buzunar și am dat primii bani, după care m-a bulversat complet și n-am mai știut nimic. Asta e talent, e un har. Al vagabonzilor, da. Da. 0372069599. Raluca, bună dimineața. Bună, Raluca. Bună, Raluca. Bună dimineața. Cred că am mai multe tepe, dar mi-am zis una că am fost la o cazare la mare, la Eforie Sud. Era printre primele dăți când făceam online, găsit eu pe net și veneam, mergeam cu o prietenă amândouă cu copiii și îmi trebuia să fie aproape de mare, nu mai puteam să la Eforie Sud. Am întrebat, e aproape de mare? Da, cât vă mergi? Am drept să întreb dacă e curat, dacă e spălat, mi s-a părut natural, doamne, numai familie, copii la noi. Bine. Am ajuns seara târziu la Eforie Sud, am găsit cu greu cazarea, mi s-a părut într-o zonă foarte dubioasă, o grămadă de case ciudate, în fine, am găsit cazarea, da, era aproape de mare, ceea ce nu mi-a spus doamna era că, da, era mare, era o râpă, nu puteai, adică puteai să sari direct în cap, da, nu puteai să cobori altfel. Nu e aproape de mare, ce? Mare. Da, și a zis, da, nu v-am mințit. Bine. Era bun pentru aerosol dimineața. Hai de mine, da. Și după aia în cameră, vreau să spun că în două zile am plecat fugind. Mi-a blocat ieșirea, nu m-a lăsat să plec. Pentru că în cameră am găsit gândaci, baianjeni, nespălat pe jos. Zic, doamnă, dar ce cu atâtea insecte? Păi știți, doamnă, natura. Zic, natura este afară. Adică puteți să mai... Da, natura. Și am zis, pe jos, nu dăm un pic, nu spălăm. Niște carpețele din acelea pline de miterii și că nu, asta e tema. Te-au primit și ei cu ce aveau și ei mai bun, ca să zic așa. Îți mulțumim, Raluca. Cătălin, bună dimineața. Salut, Cătălin. Bună dimineața, băieți. Bună. Ultima țeapă, e multe de-a lungul vieții, dar ultima țeapă pe care o țin minte a fost asta vară în Italia. Am ajuns, am vrut să alimentez. Era o benzinărie unde erau pompe self-service și pompe cu... unde avea operator. Cu angajat. Self-service erau ocupate și zica că baga operator. Am băgat acolo, mi-a băgat benzină și când am plătit, mi-a sărit în loc, era altă sumă față de cât îmi făcuse meu cap. Ai servitor. Exact. Da, exact. Doamne, e 2,50 €. De ce mi-ai luat... Zice, păi nu, 2,50 € la porba self-service. Aici e 3,50 € că vă bagă benzină. Ai văzut? Da. Scump servitorul. Asta-i? Și Simona, bună dimineața. Bună, Simona. Bună. Bună dimineața. Nu știu dacă este țeapă sau este prostie la mine. Acum, în 2019, aveam niște prieteni foarte buni care au vrut să-și vândă afacerea. Era un magazin mic și am zis să-l cumpăr eu. Da. L-am cumpărat, mi-am înțeles cât este afacerea toată. A fost tot ok, era o sumă de bani din care ei mai aveau de plătit niște agenți pentru marfă. Din suma respectivă am scăzut bănuții care ar fi trebuit la rândul meu să plătesc eu agenții. Da. Tot a fost ok până când am terminat de plătit agenții, m-am îmbrăzit din nou cu aceiași agenți care mi-au zis, stai puțin că noi avem și facturi ce mi-ai plătit tu, dar noi avem și avize. Adică avizele erau cele care nu erau trecute în contabilitate și m-am trezit de fapt cu contabilitate dublă și afacerea mea de la 45.000 de lei se urcase la 70.000 de lei. Încă după 3 ani, încă mai plătesc. Ah, ce afacere de curiozitate? Pentru că ai cumpărat... Era un magazin mix. Și l-ai cumpărat cu 45.000 de lei. După care a venit pandemia, a fost cum a fost. Îți ținem pumnii. Deci... Da, da. Asta e, trecem cu toți experiențe. Da, măcar să învățăm ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.